dacă mai este vreo scăpare pentru el. Și m-a întrebat, mă duc în iad? I-a spus, dacă nu te pocăiești, da, în iad te duci. Omul zice, nu-mi place deloc căldura, nu-mi place deloc focul. Și am spus, dacă nu-ți place, pocăiește-te, roagă-te la Dumnezeu, El te va izbăvi și vei avea parte de veșnicia fericită. A rămas foarte surprins de gândurile acestea și a spus, să știi că așa am să fac. Vedeți, omul acesta a conștientizat pentru moment ce înseamnă iadul și s-a cutremurat. Ne bucurăm noi oare astăzi de izbăvirea, de salvarea de la iad atât de mult pe cât s-a cutremurat băiatul acesta în caritate de, cel puțin pentru moment, candidat al iadului? Văduva aceasta despre care am vorbit așa de mult a prețuit recăpătarea vieții ei acesteia trecătoare, încât a dat de bună voie, a jertfit cu toată inima tot ce avea ca să mai trăiască omului care a salvat-o. În ce fel și în ce mărime mi-am arătat eu recunoștința față de Domnul Dumnezeu, care a trimis pe Domnul Iisus și m-a izbăvit din iadul în care ar fi trebuit să fiu veșnic în chinuri? Femeia aceasta stătea de acum pe malul apei din care fusese scoasă și, conștientizând de plin salvarea ei de la moarte, copleșită fiind de mărime recunoștinței pe care o datora salvatorului ei, a fost gata să-i dea tot ce avea mai scump, singura ei avere pe lume, și anume copaia aceea prin care își câștiga existența de fiecare zi. Conștientizez și eu izbăvirea mea de la iad. Mă văd și eu acum asigurat în veșnicie împreună cu Domnul Iisus Hristos? Dacă da, aceasta lasă să se vadă din cele ce dau Salvatorului meu din dragoste pentru El.